Țelul meu și obiectivul meu concursul ăsta a fost să pun în aplicare tot ce am antrenat pentru celelalte competiții majore și foarte importante, pentru că până o să ajung în sala de la Jocurile Olimpice, vreau să nu mai am niciun minus și vreau să fiu pregătită pentru absolut orice obstacol. Sportivii clubului Steaua București au dominat și în acest an în trecerile campionatelor naționale de tenis de masă pentru seniori. La competiția desfășurată în București, roșialbaștri au cucerit în total 9 medalii, dar gândul multora dintre ei este deja la competiția supremă din vară de la Paris. Orice rezultat am făcut, la orice concurs am participat, bineînțeles, gândul meu a fost pentru Jocurile Olimpice, pentru că acum cel mai mult mă interesează să pun în aplicare absolut tot ce antrenez și să găsesc soluții pentru orice obstacol. Este mereu o mare bucurie să joc la București, să joc acasă, să joc pentru Steaua, pentru că joc foarte rar, o dată pe an, dar mereu vin cu drag, mai ales că suntem o echipă foarte, foarte frumoasă, eu sunt practic cea mai mare și mă bucur când văd că suntem toți foarte uniți. Cred că fiecare dintre noi vrea o medalie și pentru asta muncim zi de zi și ne și antrenăm. Visăm la medalia mult adorită, este singura care mie personal nu este la mine în palmares, în CV și este binevenită, este foarte binevenită și mult dorită. Mă bucur tare mult că am adus acest titlu la dublu mix împreună cu Andrei pentru Steaua. Ca și celelalte concursuri care au mai rămas până la Jocurile Olimpice, bineînțeles că a fost o verificare, să vedem ce mai avem de lucrat. Din păcate, pentru unii n-a fost foarte bine, dar au compensat pe altă parte. Dacă fetele sunt obișnuite cu prezența pe podiumul naționalelor, pentru unii dintre băieții de la Steaua, întrecerea din acest an a venit cu surprize plăcute. Este un sentiment foarte plăcut, acesta este primul meu titlu. Am mai ajuns într-o finală acum 2 ani tot în proba de dublu mix, doar că atunci Eliza cu problemele, într-un final a renunțat la finală, dar nu am avut nicio problemă, dar uitați că peste 2 ani mai târziu am reușit să obțin și eu primul titlu la seniori. Este o motivație în plus, mi-am arătat mie însumi că sunt un jucător valoros. Proba de simplu am urcat pe podium. A fost o ediție foarte grea și cu multe suișuri și coborâșuri, dar am reușit să dovedesc că meritam o medalie, chiar dacă n-a fost cea pe care o voiam de aur la dublu și chiar și la mixt. Dar până la urmă am reușit la simplu, ceea ce sincer nu m-am așteptat chiar atât de mult. Încă sunt destul de bucuros cu evoluția mea. Mi-a plăcut timpul petrecut aici, m-am întâlnit cu familia, cu prietenii de peste tot de prin țară. Iar într-un final eu zic că chiar a fost ok din toate punctele de vedere. Este o medalie care înseamnă foarte mult, chiar prima mea medalie și a venit într-un moment neașteptat, fiindcă eu cu băiatul de la Bistrița, Toma Darius, fac pentru prima oară dublu și ne-am înțeles foarte bine. Am avut și puțină șansă și chiar puteam să luăm titlu. Înseamnă foarte mult pentru mine. De la București, Bernadette Söcs și Elisabeta Samara au zburat în Coreea de Sud pentru o nouă competiție puternică din circuitul World Table Tennis.